2 ani. S-au împlinit 2 ani de când locuiesc în pădure. 2 ani de când m-am mutat aici pe deal, la cabană, și am început aventura asta. Foarte repede trece timpul. E extraordinar de repede. Ce tor? Băiatul. Ce băiatul? Ce? Tor. Tor, uriașule. Aveam o grămadă de chestii de zis, dar când pui camera în față, parcă uiți tot ce ai de spus legat de momentul ăsta. Un moment așa, de punctat în calendar, că în rest nu se schimbă lucrurile cu nimic. Și totul e la fel. Povestea merge înainte, aventura își continuă parcursul. 2 ani de zile în care mulți ar zice că am făcut o grămadă de chestii, tot mulți ar zice că nu am făcut mare lucru, dar sunt 2 ani de zile în care eu nu m-am concentrat niciodată și atenția mea nu a fost niciodată cu adevărat pe lucrurile pe care le fac și ce rămâne în urma mea. Sunt 2 ani în care mereu m-am gândit ce viață frumoasă trăiesc. Și tot ce realizez în fiecare zi sunt doar efecte secundare al acestui stil de viață, a faptului că locuiesc aici în pădure, în sălbăticie, și asta încerc să rămână cel mai important lucru pentru mine. Toată experiența asta, faptul că trăiesc, auziți ce concert de păsări în jurul meu, trăiesc în fiecare zi și aud lucrurile astea. Dacă nu aud păsări, aud furtună, aud tunete, aud ploaia. Sunt lucruri extraordinare. Trăiesc în mijlocul naturii și asta e cel mai important pentru mine. Faptul că am renovat o cabană, faptul că fac grădină de legume, că mă ocup de stupi, tot ce fac și meșteresc pe aici, chestii, sunt efecte secundare. Tot ce rămâne în urma mea sunt doar efecte secundare. Cum ar fi urmele pașilor atunci când mergi pe plajă, da? Și rămân pașii în urma ta. La un moment dat o să vină un val care o să treacă, care o să șteargă toate acele urme de pași, dar experiența ta va rămâne, pentru că tu știi că ai trecut pe plaja aia și ai fost acolo. Ai trăit acea experiență. Asta e cel mai important. Și asta e valabil nu doar în cazul meu, cred că e valabil în cazul tuturor oamenilor. Da? Tot ce facem în viață e trecător. Creăm lucruri, construim lucruri, alea poate să dispară în orice moment. Ce rămâne în urma noastră e experiența și pe care am trăit-o, și asta e esențial, să trăim o experiență frumoasă. Să ne bucurăm de fiecare lucru pe care îl facem, de fiecare zi pe care o trăim. Ăsta e sensul vieții, nu? Să trăiești așa cum îți place. Și eu de 2 ani de zile chiar trăiesc așa cum îmi place. Deloc ușor, dar ușor poate oricine, vorba cu Ivan, nu? Ușor poate oricine. Nu am căutat niciodată să fie ușor, am căutat să fie direcția și să fie calea pe care mi-o doresc eu. Nu calea pe care și-o dorește societatea, nu calea pe care și-o dorește altcineva pentru mine. Niciodată nu trebuie să asculți de nimeni. Totdeauna trebuie să-ți urmezi instinctul și să faci ce crezi că e mai bine pentru tine. În 2 ani de zile în care nu doar că m-am izolat fizic, dar m-am izolat și mental de foarte multe lucruri. Am păstrat în viața mea doar foarte puțini oameni, oameni care cu adevărat și-au dorit să rămână în viața mea și să rămână lângă mine. În rest, nu am ținut lângă mine și nu-mi doresc să țin lângă mine oameni care
nu-și doresc să fie lângă mine. Și cred că e alt lucru foarte important acesta pentru a putea fi concentrat și pentru a putea fi dedicat visului tău, este să-ți păstrezi puține relații și bune, constructive. Oameni, să păstrezi lângă tine oameni de la care ai ce să înveți, oameni care împărtășesc aceleași valori cu tine și să nu persiști în relații care îți fac rău, relații toxice. Faptul că poți intra în relații toxice sau să ai legături cu oameni care nu sunt chiar pe aceeași lungime de undă cu tine, asta nu e o problemă. Poți să faci asta, dar problema este când ții cu dinții și persiști în relațiile astea. Atunci e problema. Cine nu vrea să fie lângă tine, trebuie lăsat să plece. Da, sunt 2 ani în care am dat un reset total vieții mele, 2 ani în care am renunțat la mai fi fotograf de evenimente, meserie și profesie, nu meserie, profesie, n-aș putea să o numesc meserie, pe care am avut-o timp de 9 ani, da? 9 ani de zile am fost fotograf de evenimente, aș putea zice chiar 10, și asta a fost profesia mea, din asta m-am trăit, din asta aveam ținut familia foarte mulți ani. Și am renunțat la asta și m-am dedicat YouTube-ului în totalitate. Lucru deloc ușor, cum am zis, ce e ușor până la urmă. Pentru că mult timp am muncit la YouTube, la canalul ăsta de YouTube, fără să câștig mai nimic. Și a fost foarte greu, a fost un proces lung până când am ajuns să pot spune că trăiesc din YouTube, că în sfârșit pot să mă susțin în treaba asta. Dar am crezut în visul ăsta, am avut un exemplu foarte bun în viața mea, faptul că am reușit în fotografie. Ca fotograf de evenimente pot să spun că am reușit și că am ajuns la un nivel foarte bun. Și dacă am reușit în ceva, eram sigur că voi reuși în orice. Și asta e foarte important, să muncești și să te dedici unui lucru, unei pasiuni. Și odată ce reușești, știi foarte bine, ai puterea și încrederea că poți să faci orice. Dacă am ajuns să fiu fotograf de evenimente la un nivel extrem de bun, și eu nu sunt talentat, adică nu m-am născut talentat, totul am învățat. Eu am fost ăla netalentatul și sunt în continuare ăla netalentat, fără niciun talent, dar care e foarte muncitor și care își dă și care nu renunță. Care trage și în felul ăsta îi întreci pe mulți, mulți talentați, dar mai puțin muncitori. Bine, nu mă întrec cu nimeni și nu ăsta e scopul meu. Singurul om cu care mă compar sunt eu, ăla de ieri, la care am fost ieri. Azi încerc să fiu mai bun ca ieri. Asta e singurul meu element de comparație. Nu m-am comparat niciodată cu nimeni și nu ăsta e scopul meu. Mă întrec doar cu mine. 2 ani în care, deși m-am izolat și trăiesc în pădure, cel mai apropiat om care locuiește de mine e la 6 km, ceva de genul. Și deși m-am izolat, așa cum am zis, ce mă băiatule? Ce vrei? Vrei să te bag în seamă și pe tine? Vrei să te bag în seamă și pe tine? Uite, el vrea să fie băgat în seamă. Se joacă cu mopul ăla de dimineață. E un spectacol total când iau câte o jucărie. Ce ziceam? Ziceam că deși m-am izolat de oameni, de societate, pot spune că am avut relații mult mai constructive și mult mai sănătoase cu oamenii în perioada asta decât, și mult mai apropiate decât aveam înainte. Știu că mulți dintre voi sunteți aici de câțiva ani, o parte sunteți veniți mai de curând. Eu vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați susținut și principala susținere este prin faptul că ați vizualizat materialele mele și ați participat astfel la creșterea canalului și la creșterea comunității și la
solidificarea acestui proiect. Lucrurile merg mai departe. Sper să ajung la 20 de ani, nu de la 2 ani să se facă 20 și tot mai mulți înainte. Am o grămadă de proiecte în cap. Sunt multe lucruri pe care vreau să le fac anul ăsta, sunt multe lucruri pe care vreau să le fac anul viitor și peste 3 ani și peste 4 ani și peste 5 ani. E genul care își face o grămadă de planuri și niciodată nu reușește să le facă pe toate, dar eu cred că e important să gândești în felul ăsta și să-ți faci foarte multe planuri, să-ți dorești foarte multe lucruri, să ai entuziasm, un entuziasm masiv așa pentru ele, pentru toate lucrurile astea, să le iei pe rând cu răbdare și să faci tot ce poți din tot ce ți-ai propus. Și singura părere de rău să fie atunci când nu ai dat tot ce a ținut de tine. Nu ai muncit suficient și nu ai făcut tot ce ține de tine. În rest, când lucrurile nu ies din motive care nu depind de tine, n-are de ce să-ți pare rău. Și ăsta e principiul după care funcționez eu. O iau pas cu pas și în fiecare zi vreau să fac cât maximum cât poate fi făcut în acea zi. Dacă n-am reușit să fac tot ce mi-am propus, dar eu am făcut maximum, totul e în regulă, nu e nicio problemă. Important e să fiu sănătos și să o iau de la capăt în următoarea zi. Eu cred că stilul de viață se reflectă pe care l-ai, se reflectă în propria persoană și în persoana mea vreau să reflect acest stil de viață, de trai în mijlocul naturii. De asta se și numește canalul Outdoors Living, pentru că indiferent că sunt la cabană, indiferent că sunt într-o drumeție sau cu canoia sau cu mașina, vreau să fie vorba despre natură. Și asta vreau să reflect eu prin viața mea, asta vreau să mărturisesc mai departe copiilor mei și tuturor celor care vor să se inspire și se simt inspirați din ce fac eu. 2 ani în care n-am fost singur, 2 ani în care am avut mereu alături câteva persoane care m-au sprijinit și fără de care n-aș fi fost în stadiul ăsta, cu siguranță. Dar cred foarte mult în acel concept de pay it forward. Și consider că la un moment dat și eu voi da mai departe sprijinul și ajutorul pe care alte persoane vor avea nevoie. Nu e obligatoriu să întorci ajutorul persoanelor care te ajută. Important e să oferi și tu un ajutor mai departe, atunci când ai ocazia. Și când vezi că cineva e în situația în care are nevoie de acel ajutor. Dar cred că este inevitabil, într-un fel sau altul, că atunci când crezi într-un lucru și se vede treaba asta în tine, se vede flacăra aia, este inevitabil ca oameni care văd lucrul ăsta și cred și ei în visul tău și au pasiunea și au aceeași pasiune pe care o ai și tu să fie lângă tine. Este inevitabil. Dar asta e cel mai important, să crezi în tine, pentru că dacă tu nu crezi în tine, nu vor crede alții. Nu o să creadă alții înaintea ta. Dacă tu crezi, vor crede și alții. Este esențial. Este piatra de temelie treaba asta. 2 ani în care m-am schimbat foarte mult și am evoluat extrem de mult. Și evoluția cea mai mare o văd în mine, nu în jurul meu. Nu în ce fac cu mâinile zi de zi, ci în ce se zidește în mintea și sufletul meu în fiecare zi. Asta e evoluția pe care o urmăresc și pe care o observ cel mai mult în acești 2 ani. 2 ani în care am învățat să fac o grămadă de chestii, plecând de la zero, fără să am nicio cunoștință, nicio abilitate, gospodărie. Bine, mai știam chestii de bushcraft, chestii de natură, bineînțeles, că eram în domeniu, dar în rest, tot ce am făcut aici, am făcut pentru prima dată. Și sunt o grămadă de lucruri pe care le voi face în continuare, pe care vor fi pentru prima dată. Și sunt extrem de entuziasmat să le învăț și să le aprofundez în timp.
Astea sunt lucrurile cu care rămâi toată viața. Cunoștințele și abilitățile pe care le ai. Astea sunt extrem, extrem de importante, cele mai importante. Alături de zidirea sufletească și echilibru mental pe care îl capeți, trăindu-ți visul zi de zi. Și vă încurajez pe toți să faceți același lucru. Să aveți curajul și să vă trăiți visul și să munciți pentru el, pentru că nu o să vină nimeni să vă ia de mânuță și să spună hai, vreau să-ți trăiești visul, hai să te duc eu, hai să te port eu. Tu trebuie să o iei pas cu pas și să pleci în aventura vieții tale. Pentru că asta trebuie să fie viața, o aventură, și dacă o trăiești în confort și în conformism, nu o să fie niciodată o aventură. Trebuie mereu să ieși din zona de confort pentru a avea parte de evoluție și de aventură.
O întrebare pe care am văzut că ați pus-o foarte mulți la comentarii în ultimele videouri, legată de Marcel, de câinele Marcel. Ei bine, am așteptat și eu o perioadă mai mare până să pot să vin cu un răspuns. Nu a mai apărut. Da, nu știu, 2 săptămâni de când a dispărut. L-am căutat. Bine, ce să găsești? Poți să umbli prin pădure și să te aștepți să găsești câinele. Dar am dat câteva ture prin împrejurimi, nicio urmă. Și nu știu, nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat, nu am cum să știu. Cert este că a dispărut noaptea, seara era și dimineața nu a mai venit, nu l-am mai găsit. În fiecare dimineață el era prezent aici, lângă cabană, și aștepta să-i dau mâncare. De când a apărut și ăsta micu, unde ești, mă? Tor, unde ești? Vino cu aici, hai vino cu. De când a apărut și ăsta micu, se jucau împreună fiecare dimineață și după aia mai pleca el. Noaptea, sigur, umbla toată noaptea, colindat toate zonele de pe aici, pentru că eu îl mai vedem pe camerele de supraveghere a faunei, pleca în toate direcțiile, chiar mai ieșeam noaptea afară, îl auzeam lătrând, ba într-o parte, ba în alta, prin pădure. Deci umbla destul de mult noaptea. Și variantele sunt două, ori a fost ea venind de ha cu haită de lupi, ori a fost împușcat de vreun vânător, braconier, ceva de genul ăsta. Astea sunt cele două variante care... cele două posibilități. Alte posibilități nu au cum să fie. Nu-mi dau seama ce poate fi altceva. Da. Îmi pare foarte rău. Era de un an jumate, făcea parte din familie deja. El a apărut, pentru cine nu știe, câinele a venit, era un câine semi-sălbăticit. Sălbăticit, semi-sălbăticit, nu-mi dau seama de diferență. Ideea era că nu puteai să te apropii de el, să pui mâna pe el. Avea un spirit de conservare foarte bine dezvoltat. Și a venit la cabană în toamna anului 2020. Și s-a apropiat tot mai mult. Am primit și numele de Marcel de la unul dintre copiii mei. I-am făcut căsuță și s-a integrat și stătea pe aici. De unde a venit și cum a apărut, nu știu și probabil nici nu o să știu vreodată și unde a stat până atunci. Dar a stat un an jumate aici și acum deodată a dispărut. Bineînțeles că câinele nu trebuie să umble așa iurea prin pădure. La un moment dat, în ritmul ăsta, te poți aștepta să pățească ceva. Nu, câinele trebuie să stea lângă casă, nu să umble hai-hui toată noaptea prin pădure. E periculos, mai ales în zona din asta sălbatică. Asta e cu Marcel. Aveam planuri să-mi iau găini acum în luna mai. Nu o să pot să mai iau pentru că vor sta vulpile, va forma coadă de vulpi, așa, lângă cotețul găinilor. Marcel le alunga toată ziua, toată noaptea, alerga după vulpi, cum le vedea, cum fugea după ele. Și era de bază în privința asta. Acum, până crește ăsta micu, trebuie să mai aștept un an. Asta e situația. Se întâmplă și din astea. Acum ziceam într-un video mai vechi. Cred că a avut o viață frumoasă așa, libertate. Și povestea cu lupii din iarnă. Era cam 10 seara și am auzit lupii urlând în apropierea... Am ieșit afară și am auzit lupii urlând aici, la marginea pădurii. Nu mi-am dat seama unde sunt exact. Am bănuit că sunt în pădure. Și după ce au urlat de câteva ori, am intrat înapoi în cabană, am luat lanterna puternică de vânătoare. Și când am pus lanterna, ei nu erau în pădure, erau în poiană la 100 de metri de cabană. Și când am pus lanterna,
pur și simplu ca și cum ai apăsat pe un buton și se face liniște. S-a făcut liniște totală și au luat-o la goană în toate direcțiile, disperați. Vreo 5 au fugit într-o parte, vreo 2-3 într-o parte, cam asta era, vreo 7-8. O haită destul de mare. Și a fost fantastic să trăiesc experiența asta și să văd haită de lupi și să-i aud urlând aici în apropiere. N-am reușit să înregistrez, din păcate, pentru că totul a fost foarte scurt. Dacă știam că sunt în poiană, nu puneam lanterna. Eu am crezut că sunt în pădure. Dar curiozitatea și așa m-a luat valul atunci. Mă rog, asta e. Iar Marcel în timpul ăsta lătra undeva în vale. Se auzea foarte departe, s-a speriat clar. El i-a simțit mult dinaintea mea. S-a speriat clar și a fugit departe, rău de tot. Și lătra... departe, într-o vale. Atunci a scăpat, dar după aia nu știu ce s-a mai întâmplat. Posibil ca haita de lup să fi revenit. Coincidența face că odată cu dispariția câinelui, în același timp au urcat și oile. Au revenit oile în poienele din vale, în împrejurimi. Și mă gândesc că odată cu venirea oilor să fi venit și lupii. Altfel, câinii de la stână nu aveau cum să-l prindă, pentru că el mereu fugea. Când vedea turma de câini de la stână, era departe deja, știa să se ferească de ei. Și da, astea sunt variantele. Și cam asta e cu câinele. Am 2 săptămâni tot am sperat, deși de la o zi la alta speram tot mai puțin, tot am sperat să se întoarcă. De asta nici nu am venit cu vești și nu am spus nimic, deși voi tot m-ați întrebat pe acolo despre subiectul ăsta. Eu tot am așteptat. Dar 2 săptămâni deja și nu cred că o să-l mai văd. Plouă. Sunt câteva zile ploi. Iar primăvară destul de ploioasă, ceea ce e bine. Fiind zilele lungi și dacă e cald, se usucă destul de repede, oricât ar ploua. Mai urmează 3 luni cu zile lungi, cele mai lungi zile din an. Mai, iunie, iulie. Iunie fiind luna cu ziua cea mai lungă, 15 ore. Am umblat ieri la stupi și foarte bine am făcut. De fapt, de asta am și umblat ieri, pentru că știam că o să înceapă ploaia. Și cu ocazia asta am scos stupii din iernat. Dacă în mod obișnuit în perioada asta de final de aprilie deja albinele culeg miere și sunt active de ceva timp, la mine abia acum se încheie iernatul. Am scos cartoanele care izoleau termic, am curățat stupii, am uitat pe rame și de acum sper să... Ele au mai ieșit cu fiecare ocazie, în aprilie acum, în luna aprilie au tot ieșit. De fiecare dată când era cald, într-o zi mai liniștită, călduță, au ieșit, au zburat, au început să adune nectar, au început să adune polen. Ce mai găsesc și ele pe la primele flori apărute. Salcia acum dă și o să adune polen de la salcie. Dar în rest nu sunt foarte dezvoltați stupii, sunt chiar decenți, să zic așa. Nu nici foarte slăbiți, dar decenți. Ei de acum vor începe să dezvolte. Treaba asta cu apicultura și cu stupii a devenit un fel de ambiție personală. Povestea a început acum 2 ani, aproape 2 ani, nu zic chiar 2 ani, mai puțin de 2 ani, încă nu s-au făcut 2 ani. Abia s-au făcut 2 ani de când m-am mutat aici, deci primul stup l-am primit în vară, deci mai sunt câteva luni până să fac 2 ani. Și totul a început când am primit stupul, acel stup de la apicultorul Sandu Oprea, undeva mai sud, de undeva de la sud de București.
Și odată cu acel stup am început să prind drag de albine. Am mai adus încă două familii apoi și am început să-mi placă. Am început să învăț și un delectnicire pe care vreau să o duc mai departe și să mă dezvolt în direcția asta. Nu vreau să, cum am mai zis și în alte materiale, nu am de gând, plus că nu se poate, pur și simplu, efectiv nu se poate, să fac producție foarte mare, dar vreau să am câțiva stupi, 3, 4, 5 stupi la un moment dat, care să producă miere suficientă, în primul rând pentru ei, pentru a ierna, dar și pentru mine și familia mea. Cred că e suficient și asta e tot ce îmi doresc în domeniul apiculturii. Însă totul e potrivnic. Aici vremea e mult mai târzie, toamna vine de vreme, primăvara vine târziu. Cred că comparativ cu, să zicem, zona de sud a României, sunt două luni de frig în plus, iar pentru albine contează enorm de mult treaba asta. Pe lângă aspectul ăsta al vremii și al frigului prelungit, este și zona care nu are plante melifere, absolut deloc, în afară de ceva salcie la cu primăvara și după aia flori de câmp în fâneață, în rest nu am nimic altceva. Sunt înconjurat de pădure de fag și pădure de mesteacă. Și albinele nu au ce să culeagă nici de la fag, nici de la mesteacă. Și ele zboară maxim 2-3 km, nu se duc mai mult, mai departe de stup. Iar primele livezi de pe lângă sate sunt la 5-6 km. Nu au nicio șansă să ajungă până acolo. Și dacă am avut 3 stupi, știți bine că în toamnă un stup ne-a fost luat de urs. A venit ursul noaptea, bateria de la gardul electric era descărcată și uite așa am rămas din 3 stupi, am rămas doar cu 2 stupi. Asta e din păcate, mi-a luat o familie destul de puternică. Nu mi-a luat-o pe aia mai slabă, mi-a luat un stup foarte bun. Voi merge mai departe cu 2 stupi, nu e nicio problemă. Scopul meu în momentul de față este să cultiv și să cresc numărul de plante și arbori cu flori melifere, adică care au mult nectar și polen. Și asta în câțiva ani sper să mă ajute să pot să cresc numărul de stup și să ajung acolo unde povesteam mai devreme. Iar în sensul ăsta, în toamnă am plantat lavandă aici în fața cabanei, iar acum primăvară am plantat tei, 30 de tei. Bineînțeles, și pomii fructiferi pe care i-am plantat vor avea flori și o să fie un aport important pentru stupi. Și am mai plantat, așa cum ați văzut în cadrele anterioare, Evodia, copacul mierii, ceva de genul se mai numește. E un copac care face niște flori, pentru flori se plantează acest copac. Nici nu știu dacă face fructe și ce fructe face, ar trebui să facă fructe dacă face flori. Dar nu știu exact ce fructe face și la ce zbune, dacă zbune la ceva. Dar Evodia se plantează pentru aceste flori, care au foarte, foarte mult nectar și sunt foarte bune pentru stup, pentru miere. Doar că dacă știam că copăceii ăia sunt atât de mici, nici nu i-aș fi luat. Nici nu găsești, nu e ofertă foarte diversă de puies de Evodia în România. Și de la pepiniera de unde i-am comandat, scria pe site ca undeva la 20-30 de centimetri. Și mintea mea a fost că, mai bine, ori fi câțiva de 20, majoritatea ori fi de 30 de centimetri, merge. Dacă asta e, asta am găsit, asta iau. Dar când i-am primit, de fapt, erau câțiva de 20 de centimetri și restul de 10 centimetri. Foarte, foarte picăjiți, foarte amărâți. Ar fi o minune să se prindă ceva din ce am plantat. Rămâne de văzut, nici nu știu ce creștere au și cât de bine se dezvoltă în mod general. Și mai ales dacă le va prii locul ăsta și clima de aici. Rămâne de văzut. Eu am încercat.
Însă în câțiva ani sper să mă bazez mai ales pe tei pe care i-am plantat și pe salcâmii pe care vreau să-i plantez. Aveam plan să plantez și salcâmii acum în primăvară. Chiar am comandat câteva sute de puieți, dar nu știu, nu am mai dat niciun semn cei de la pepinieră. Au zis că au înregistrat comanda, dar nu m-au mai căutat. Și cred că o las pe la toamnă de acum, pentru că vine deja luna mai. Copace se plantează în martie-aprilie, nu se mai plantează în mai. Plus că am alte treburi deja și am plantat, cred că suficient pentru primăvara asta. Continui de la toamnă să pun și salcăm. Deci perspectiva este ca în 4-5 ani să reușesc să mă dezvolt cu stupii. Până atunci o să trag de acești doi stupi, dacă mai aduc vreo familie sau nu. Mai mult nu vreau să mă dezvolt. Mă bucur de ceva polen acum în mai-iunie. Mai scot câțiva faguri și cam asta e. În rest las totul pentru albine. E albine care nici măcar nu se descurcă cu ce reușesc ele să strângă. Le ajut eu pe timpul iernii și le dau turte energetice, turte proteice, sirop. Fără ajutor din partea mea nu ar supraviețui pe timpul iernii. Și cam astea ar fi noutățile cu albinele. Am văzut comentarii prin care s-au mai cerut videouri și update-uri legate de noutăți legate de albine. Cam astea ar fi noutățile, nu prea multe. Mergem mai departe. Merg mai departe în felul ăsta și sper ca lucrurile să se așeze pe termen lung așa cum plănuiesc. Eu gândesc pe termen lung, n-are rost să gândesc pe termen scurt. Uite, deja s-au împlinit nici 2 ani de când m-am mutat aici. Anii trec foarte repede. Și dacă nu faci acum ceva pentru viitor, după aia nu mai ai că să faci, e prea târziu. Cel mai bun moment, vorba e, cel mai bun moment să te apuci de ceva este ieri. Al doilea cel mai bun moment este astăzi. Așa că eu mă apuc mai bine azi decât deloc, decât mâine. Pădurea nici nu a înverzit la mine. Salcea asta din față are ceva frunzulițe. Au dat mugurii și la mesteceni. Și gata cu seva de mesteacă în anul ăsta, cu această ocazie. Dar pădurea mare de fag încă nu a înverzit. A înverzit undeva mai jos, la vreo 3 km. Și urcă ușor verdele spre mine. Dar 7-10 zile tot mai durează până când o să înverzească cât de cât și aici. Și cam 2 săptămâni până să fie așa cum trebuie. O să fie pădurea frumoasă și o să apară din nou zidul verde, așa cum îmi place mie să-i zic. Pentru că se face un zid verde în stânga, un zid verde în dreapta și e absolut minunat. Mai, iunie, iulie, august sunt fantastice. Cu toată vegetația asta și toată bogăția asta de aici. Continui lucrul la grădină. O să fac un update și o să fac un video și un update despre panourile, despre sistemul fotovoltaic, pentru că deja sunt 2 luni de când am schimbat sistemul fotovoltaic și o să vin cu un feedback după toată perioada asta. Dar urgența este să finalizez lucrările la grădină, să plantez tot ce am de plantat, să pun răsadurile și după aia voi continua și celelalte proiecte. Rămâneți aproape, apăsați pe subscribe, dați un like, lăsați un comentariu, un share, toate lucrurile astea ajută foarte mult. Verificați și celelalte link-uri în descriere. Să ne vedem cu bine data viitoare. Numai bine!